inimă. Se spune că un zâmbet este cea mai scurtă unul dintre două persoane. Ei bine, este mult mai puternic. Este o cale, este o punte de acces către o lume mai bună, mai frumoasă, mai iubitoare. Zâmbetul, prin contagiozitatea sa, generează o pandemie de fericire. Cu un simplu zâmbet îi puteți face pe ceilalți mai fericiți. Astfel, schimbați lumea. E frumos să zici că poți să schimbi lumea. Altruismul este de-a dreptul nobil, înălțător. În schimb, mai trebuie să vă gândiți și la comunitatea voastră interioară, la voi. Câteodată, un pic de egocentrism nu strică. În sprijinul acestei idei, am găsit următorul citat din peregrinările mele pe net. Ieri eram deștept. Vreau să schimb lumea. Astăzi sunt înțelept. Vreau să mă schimb pe mine. Așadar, totul începe cu voi. Voi înși vă, voi, doar voi puteți schimba lumea prin voi, prin comportamentul vostru. În cele ce urmează, vă voi oferi 10 motive pentru care să zâmbiți în absolut fiecare zi. Pentru început, zâmbetul te bine dispune. Un zâmbet are super puterea de a te face fericit atunci când ești trist. El poate să ne păcălească organismul. Dacă ești bine dispus, gândești pozitiv. Gândirea pozitivă ajută foarte mult în orice aspect al vieții noastre cotidiene. Haideți să facem un mic exercițiu. Fiecare să zâmbească cât mai larg, fiecare să vrea zâmbetul cel mai bun, doar hai și în spate acolo, zâmbiți. Mircea, dacă lumea zâmbește. Acum încercați, menținându-vă zâmbetul, să vă gândiți la ceva negativ. Merge? Atunci când gândești pozitiv, ești mai puțin stresat. Zâmbetul are puterea să descadă nivelul de stres și astfel nu mai au toate efectele negative ale stresului. De la o banală lipsă de concentrare sau iritație, până la un lucru sarcastic. Atunci când ești mai puțin stresat, ești un om cum se pare un om de succes. Pachiarea mai mult de mai mult succes. Gândiți-vă la toți magnații americani, președinții de corporații, spre exemplu Donald Trump. El în absolut un moment zâmbește. Gândiți-vă la convențiile cărților lui că el zâmbește. Voi puteți folosi zâmbetul în cadrul unui interviu. La începutul anului am să un interviu pentru o bursă de studiu. Am intrat în încăperea respectivă cu CV-ul în română și cu zâmbetul pe față. Când mi s-a răspuns la salut, am trecut peste, am zis că pentru unii cei 7 ani de acasă sunt facultativ, trecem peste. M-am prezentat, mi-am spus numele, anul, am primit un răspuns foarte, foarte entuziasmat, da. Am trecut peste, în momentul acela s-a produs un declic în căpușorul meu și mi-am zis că eu nu mă ridic de aici, pentru că nu zâmbiți toți trei. Ei bine, au zâmbit, am luat interviul, am obținut și cursa și zilele trecute m-am întors după 2 săptămâni de zâmbit sub soarele Toscanei. Atunci când ai succes, ești mult mai atrăgător. Cu toții suntem atrași de persoana care zâmbește. Sunt convinsă că atunci când v-am face într-un colectiv nou pentru prima dată, veți dori să interacționezi mai cu persoane care zâmbesc și nu cu cele care le sunt încântate. Când ești mai atrăgător, pari mai tânăr. Zâmbetul poate avea efectul miraculos al acelui unui facial. Dacă toată lumea ar zâmbi, n-ar mai fi nevoie de operații estetice. Sper că nu este niciun chirurg plastic ce am prin sală, că am încăcat rău de tot. Nu e rău, foarte bine. Mie, ca să îți sprijin la acestei idei, se întâmplă foarte des să mă întrebe lumea cum ai terminat liceul. Într-o dimineață foarte ceroasă, prin ianuarie, când se mutase bolul nord în București, o doamnă foarte amabilă vine și mă întreabă, domnișoară, sunteți amabile să răspundă la un chestionar? Eu, bineînțeles, zâmbind, sigur că da. Spuneți. Prima întrebare. La ce liceu sunteți? Măi, să vedeți că eu am terminat liceul. A, nu nimic, avem și pentru cei de anul întâi. Nu se poate, pentru anul 5 aveți? Nu. Probabil că cine știe ce și-a imaginat sărata. Atunci când ești mai tânăr, ești și mai sănătos. Zâmbetul scade nivelul stresului și astfel ne sporește imunitatea. Cu toți avem niște celule albe, numite leucocite, corpul nostru, răspândite în întreg organismul. Acestea acționează ca niște soldeței, care ne apără de tot felul de microbi, de tot felul de infecții. Zâmbetul îi face să fie mult mai bine antrenați. Atunci când ești mai sănătos, nu ești nici nervos și scade și tensiunea arterială. Sunt sigură că atunci când v-ați supărat sau când erați foarte obosit, ați simțit o pulsație în ureche sau o durere în ceapă. A văzut cineva așa ceva? Da. Atunci v-a crescut tensiunea arterială. Când mi se mai întâmplă asta, zâmbiți și o să scadă. Bine, nu se întâmplă foarte rapid, dar în timp o să ajute. Dacă ești mai sănătos, ești un om fericit. La nivelul feței, la ultima numărătoare, au ieșit vreo 45 de mușchi. Adică cam atâția avem la nivelul feței.
Dintre aceștia, 17 folosim pentru zâmbet și vreo 34 pentru încurtat. Deci e bine să zâmbiți. Acești mușchi trimit niște mesaje, niște semnale, niște SMS-uri, să le zicem, către anumiți centri din creierul nostru, iar acei centri le procesează acea informație și sintetizează apoi serotonina, care este hormonul fericirii, și alte substanțe foarte prietenoase, numite endorfine. Acestea au rolul de a scădea durerea și ne simțim mai bine. Și în momentul în care ești fericit, trăiești mai mult, ai o viață mult mai longevivă. După cum vedeți, nu am dat doar 10 motive. V-am oferit și medicina tinereții, o rețetă a succesului și așa mai departe. Sper să vi le scanați cât mai bine și să le rețineți cât mai mult timp, pentru ca să nu mai fiți niciodată așa, atunci când aveți o zi proastă. Nu e voie să fiți încântați, să fiți dezamăgiți, să păreți extenuați. Pur și simplu zâmbiți, pentru că zâmbetul face bine la suflet, face bine la inimă. Și pentru că m-ați ascultat și ați zâmbit, toată lumea a observat că a zâmbit.